bună seara. Se trăiește la intensitate maximă, cu emoții, dar la final mă bucur că și cu puțin noroc am reușit să înscriu și să scoatem un punct. Țin să felicit toți coechipierii, stafful și toți oamenii de pe lângă echipă, pentru că am depus un efort extraordinar și mă bucur că de la 2-0, întâlnind o echipă foarte bună, cea mai în formă, părerea mea, a campionatului, am reușit să scoatem un punct. Nu, un egal cât un egal. Vreau să câștigăm, din păcate am făcut două greșeli, am început meciul slab, rău de tot, prima repriză slabă din partea noastră, după ce am schimbat sistemul, cred că i-am surprins și pe ei, din păcate a venit golul 2, tot așa pe nimic, practic. Da, a doua repriză, cred că am jucat foarte bine, am condus ostilitățile și până la urmă Dumnezeu te răsplătește. Care a fost motivul pentru care nu ați reușit să jucați? Cum v-ați fi dorit până 60? Până, nu cred, prima repriză n-am jucat cum am vrut. Nu știu, am intrat moi, am intrat slab, am luat și golul ăla dintr-o prostie, practic. După aia au mai avut ei niște contre. Am intrat la pauză, am vorbit între noi. Din păcate am luat și golul 2, dar... Da, foarte bine că am revenit, am crezut în noi, am crezut în forțele proprii. Cred că suntem o echipă destul de bună și, cum am zis-o, până la urmă, Dumnezeu ne-a răsplătit. Sergiu, cum se simte? Te-ai luat în galben când ai protestat pentru un penalti? Te așteptai să primiți penalti la ultima fază? A fost nu, n-am văzut faza că eram atacant. A dat Jair cu capul, după l-am văzut jos, n-am văzut că i-a dat cu cotul. M-a așteptat să vină mingea la mine, că vreau să, și eu să-mi ajut colegii. Am protestat pentru că, da, vreau să ni se acorde penalti sau să ni se dea ceva. Au fost niște faulturi care nu ni s-au dat, sau și outuri și cornere. Dar până la urmă trebuie să înțelegem și pe arbitrii. Nu vreau să dau în ei, pentru că nu-i frumos. Sunt dar și ei oameni. Păi având în vedere, să trecem și la Sergiu Hanca, având în vedere că nu știu ce are Sergiu, dar e în cârjă, și eu cred că putea să fie sancționat cu roșu, nu? Dar, încă o dată, n-am văzut faza și nu vreau să spun prostii. Cum am zis, arbitrii și ei oameni. Na. Dar, dacă era de dat, cei de la VAR trebuia să ne dea și nouă, nu? Dă-ne ce al nostru. Vorba aia. Da, 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 da. Cu chiu, cu vai. Surprinzător. Cum? Atmosfera, da. Foarte, foarte frumoasă. Ne-au susținut și la 2-0 cântau pentru noi. Avem niște suporteri extraordinari. Chiar vorbeam că ne susțin de fiecare dată și le mulțumim frumos. Îi așteptăm tot așa la fiecare meci, nu numai la meciurile astea mai tari. Că avem nevoie de ei și cu ei în spate sper să fim acolo cât mai sus, vedem. Mulțumim. Cu plăcere. Mulțumim.